Așa. Bună ziua și bine ați venit la Profonanar. Hai să zic în seara. Hai să zic în seara. Bună seara și bine ați venit la Profonanar. Noi profesori și sistematică. Așa și pornim repede la tema. Da, cu subiectele la testare clasa 5-a. Pentru clasa 5-a. M-am pregătit de o problemă foarte faină. Subiecte? Testare clasa 5-a. La testare. Clasa A. 5-a. Perfect. Subiectul de așa clasa 5-a. Avem așa, într-o fermă sunt găini și iepuri. În total, 400 de picioare. Deci, total picioare. 400. 400. Da, găini și iepuri. Da. Găini și iepuri. Dacă un sfert din numărul găinilor este egal cu jumătate din numărul iepurilor, deci o pătrime din de numărul găinilor, deci cu g numărul găinilor, da? Da. Și cu i numărul iepurilor. Deci dacă un sfert din numărul găinilor este egal cu jumătate din numărul iepurilor, să se afle. Așa. Deci un sfert din numărul găinilor. Deci dacă găinii sunt atâtea. Așa, așa, da, dacă găinii sunt atâtea, și încep să figurez, pentru că vreau să leg acolo un pic problema. Păi da. Deci un sfert din numărul găinilor, da? Dacă un sfert din numărul găinilor este egal cu jumătate așa. Din numărul iepurilor. Iată, iau sfertul. Uitați-vă, și un sfert de la găini. Un de aici. Și am să îngroș sfertul ăla, să zicem că sunt în situația voastră. Deci un sfert din numărul găinilor, poate mai mult dacă da, aveți culori, da? Un sfert din numărul găinilor egal cu jumătate din numărul iepurilor. Jumătate, adică sfertul ăsta îl iau și jos aici. Ia, uitați-vă cum trebuie. Da? Același sfert. Aceeași unitate de măsură. Și pun două astfel de sferturi. Deci un sfert din numărul găinilor egal cu jumătate din numărul iepurilor. Egal cu jumătate din numărul iepurilor. Deci iepurii în total așa ar fi, două jumătăți. Da? Copii? Da. Deci zice problema așa, un sfert din numărul găinilor egal, acest sfert egal jumătate din numărul iepurilor. A, păi numărul găinilor este de fapt numărul iepurilor. Numărul găinilor nu e ca numărul iepurilor. De-aia vă zic. Ia fiți atente. Da. Deci, un număr de tot sfertul ăla de a găinilor. Un da. Sfert din numărul găinilor este jumătate din numărul iepurilor. A, deci, înseamnă că celălalt sfert ar fi... Stați. Deci, putem să constatăm că iepurii sunt mai mulți. Asta? Iepurii sunt mai mulți? Da. Pentru că dacă noi avem acolo jumătate de găină, jumătate din numărul... Da, jumătate din numărul găinilor. Nu, un sfert avem acolo. Nu, da, vă spun așa, că dacă am avea jumătate, e deja ar fi întregi. Un segment. Ar fi numărul de iepuri. Da, da. Deci iată, ea observă un lucru, că mai adaug un sfert la găini și a completat iepurii. Da. Astfel tradus ar fi așa, că numărul iepurilor este jumătate din numărul găinilor. Ai înțeles, Casandra? Insist acum, Casandra. Da, de-aia am înțeles. Deci, un sfert din găini egal cu jumătate din iepuri, e de parcă aș spune că jumătate din găini egal cât iepuri. Corect. Jumătate din numărul găinilor, jumătate, că mai pur și sfertul celălalt aici, și fac jumătate din numărul găinilor egal cu numărul iepurilor. Deci, autorul este, cum să spune, este ciudat. Este șmecher. Nu ne spune asta. Putea să fi fost drăguț așa și să spune. Uiteați mai, fraților, ca să nu vă mai pierdeți timpul. Numărul iepurilor este la jumătate decât numărul găinilor. Dacă ne dădea așa, chiar l-am fi, l-am fi luat în brațe de drag cine ar fi fost. Dar șmecherul ne spune așa. Nu, un sfert, adică dă pe asta în două. Ce? Oposititor este. Dar se încurce problema. Dă pe asta în două, jumătatea asta, și zice, un sfert din numărul găinilor este jumătate din numărul iepurilor.
Da? Vedeți? Aici este șmecheria care face. Încurcă problema. O ascunde un pic. Și spune așa. Deci eu vă atrag atenția că nu vă dau problema chiar simplă ca să... Voi trebuie să și munciți un pic. Și să spuneți așa. Mai pun un sfert de numărul găinilor. Care fac jumătate din numărul găinilor. Dar în final, acel sfert pus aici înseamnă o jumătate de la iepuri și încă o jumătate. Adică numărul total de iepuri. Numărul total de iepuri. De la iepuri. Numărul total de la iepuri. Și în felul ăsta, noi am înțeles că el atât a vrut să spună că de două ori iepuri e egal cât găinile. Deci, relația asta ar fi spus așa. De două ori iepuri egal cu numărul găinilor. Două ori. Doi ori i. De două ori i egal cu găinile. În loc să ne spune că numărul găinilor este de două numărul iepurilor, simplu, ne chinuie cu sfertul și cu jumătatea de la iepuri. Sfertul de la găini, jumătatea de la iepuri. Așa, cât e pe cât de găini sunt? Am spus doi ori, și apoi mi-am dat seama că două segmente de iepuri ar fi încălzit. Da, corect. Da. Întrebări, amic. Câți iepuri, câți găini sunt? Câte găini și câți iepuri sunt? Altfel spus, G egal cu cine? Și I egal cu cine? Că prin G și I am notat și numărul. Și am și B, vă dau B sau da, B? Da. Dacă fermierul vinde 30 de animale, iepuri și găini, da, dacă vinde 30 de capete, vinde 30 capete, da, cu 10 lei o găină, deci 10 capete, da, 30 de capete vinde, da, cu 10 lei o găină și 12 lei un iepure, una găină și 12 lei un iepure, 12 lei un iepure. Obținând pe ele 322 de lei. Obține 322 de lei. Câte găini și câți iepuri au mai rămas în fermă, da, nu cât s-au vândut. Câți au mai rămas ca să vedem câți au vândut și noi știm de urmă. Și ce să facem și câți au rămas. Da. De fapt, ascunde să aflăm mai întâi. Câte erau, câte da, capete erau, câte găini, câți iepuri. Să știm în suma asta de 322 câte găini sunt posibile din cele 10. Din cele 30 de capete. Câte găini și câte iepuri. Scădem din total și da, vom afla câte au rămas în curte. Corect. Da, mai facem o dată discuția. Înainte de a purta, de a da drumul la problemă, vrem acum să... Cassandra să pătrunde mâna adânc, nu? În problemă. Și să vedem că autorul ne prezintă numărul picioarelor. La o găină sunt două, la un iepure patru, nu? Și totalul numărului de picioare e acesta, cum îl vedem, 400. Dacă ar fi numai iepuri în curte, ar însemna că sunt 100. Că 400 împărțit la 4 ar fi 100, nu? Dar nu sunt așa, și găini și iepuri. Pentru că ele ne dau și o legătură acolo. Că numărul găinilor e mai mare decât al iepurilor, de câte ori? De două ori. Dacă ar fi să reprezentăm ca unitate de măsură iepurilor, numărul de iepuri, aș avea așa, pădată, un segment iepuri. Iar la găini aș avea câte segmente de acestea? Două. Deci în total, numărul total al capetelor ar fi de 3 ori iepuri. Da. Nu? De 3 ori iepuri. Trebuie să mă ajutați. De 3 ori iepuri. Deci... Un iepure are... Un
miercuri are patru vicioare. Da, așa. Numai dacă nu l-am făcut aia, că miercuri stă în două picioare. Nu, mama, nu. Aici trebuie să... Am putea să facem 30 de rotunde de astea. Cercule. Da, cercule. Da. Și să punem 30. Nu punctul B. Facem punctul A. Punctul B e partea a doua. Să dăm la prima parte. Nu știm cât erau. Deci, facem cerculețe. Nu. Deci, aba nu, că nu mai merge cu cerculețe. O atenție mare trebuie să avem acum asupra chestia asta. Că numărul găinilor este numărul găinilor. Este dublu. Da, da, au și mai două picioare. Două. Da, dar fiind dublu, două găini, patru picioare. Te fac cât o nepure. Cât că ești șmecherie. Patru picioare. Ai ce parte. Deci două găini. Două găini, patru picioare. Două găini, câte picioare au? Două găini, patru picioare. Și un iepure? Patru. Aaa, știu. Atunci transformăm găinile în iepuri. Se transformăm găinile în iepuri. Și după ce le transformăm, vor fi două găini în iepuri, două găini în iepuri, tot așa. Și după ce transformăm... Deci dacă la numărul de picioare se referă ea când zice să le transformați, domn păi profesor, da? Da. Oh, păi atunci nu o să mai fie dublu, o să fie două segmente egale, eu cred. Că două găini și patru picioare și iepurile care în segment tot patru picioare, nu? Și apoi împărțim. Nu, ca sa? Apoi împărțim acele două segmente egale. Să urmărim așa, ca sa în vas. Deci, dacă luăm ca număr de picioare, un iepure are patru picioare. 1, 2, 3, 4 picioare. Dar aici înseamnă două găini ca număr de picioare. O găină două, are două și două. Înțelegi? Și deci două găini egal un iepure. Ca număr de picioare, remarcăm două găini acopere un iepure. Da? Dar tot atât se întâmplă și ca efectiv. Deci două găini, găinile sunt ca număr dublu față de iepure. Hai să vedem. Că trebuie să ne apropiem de problema. Asta-i. Acum, asta-i. Nu, deci aici sunt. Da. De la voi aștept. Păi putem să aflăm mai întâi. Cum aflăm dacă... Haideți. Acum ai câte de la găini, câți iepuri am putea face. Deci, da. Exact. Da. Și putem să facem 4 ori. Nu. Păi mai contează acum că sunt găinile de două ori mai multe decât iepurii? Nu mai contează. Nici mai contează pentru că ele oricum aveau două picioare. Acum, eu dacă... vreau să aflu câți iepuri ar fi la găini. Păi dar nu ai... Hai că nu știi numărul capetelor. Nu e o problemă din aia cum făcea de un profesor că vă dădea numărul de capete. Practic acum cele 400 de picioare ar trebui să le împart la câte segmente egale? Dacă două găini patru picioare, înseamnă un iepure patru picioare. La doi. La doi. Nu, stai. Da, nu să zicem doi, patru, patru. Da, asta aș vrea să știu. La doi sau la patru? Adică vreau să vă certați cu mine, să facem aici. Să spun, facem la doi pentru că. Facem la patru pentru că. Cu argumente, ce la ceartă. La cât, Daria? Facem la patru. Nu, dar de ce-i întors capul la mama? De ce-i întors capul la mama? Urgent. De ce? Trebuie să duci tu la acel moment. Mama nu va fi tot timpul cu tine. Eu m-am gândit la patru. M-am gândit la doi. Pentru că dacă ele au două picioare și noi trebuie să transformăm... O pot să vin să vă arăt? Într-un fel. Deci m-am gândit că dacă astea două este egal cu
un iepure. Și atunci dacă împărțim la doi, da, împărțim. Nu-i oricum. Atunci am putea să stabilim numărul care ar fi mai la găini și iepuri. Cât e... Transformăm găinile în iepuri? Nu. Sigur o facem. Eu am foarte multă nădejde că voi mă puteți ajuta. Atent, dar eu între timp repet problema ca să intre și ea în problemă. Și, da. Și voi vă puteți gândi în timpul ăsta. Dacă nu vi-e clar, veți participa la ea. Nu, vorbești doar dacă ai o idee clară. Da, ne gândim. Bine, gândește-te. Dar nu vorbești înainte de a, termina, de a finaliza raționament. Da. Deci, într-o fermă. Faci probă, faci tot. Să citim proba. Într-o fermă sunt găini și iepuri. În total, 400 de picioare. Dacă un sfert... Obiectiv, mult mai rar. Deci, ne imaginăm ferma respectivă cu găini și iepuri. Nu știm câți e găini și câți iepuri. Nu știm totalul capetelor. De regulă am făcut problema când eram cu capetele. Nu m-am gândit la problema cu picioarele, dar ce frumos este. Dacă dădeam, nu aș fi mai fost surprins de problema asta. El la prima citire a zis, gata, am mai făcut. Noi. Deci autorul ne spune că el numără picioarele. Ce o fi trebuit picioare? Apar, n-am? Dar o picioare pe care să ne încurci. Am înțeles aici. Deci numără picioarele. În total sunt 400 de picioare. Picioare! De picioarele ne numără toate. Da? Numără, în loc, începe. 4 la picioare la iepurile astea, 4 la cealaltă și numără picioarele așa. Și ies în total 400 de picioare. Și la găini și la iepurile numără. Și găini și iepuri la un loc. Se înțelege, da? Problema. După care spune așa. Vă dau ceva informații în ceea ce privește numărul de iepuri și găini. Ca efectiv, câte sunt dintr-o fel și câte din cealaltă. Zice, un sfert din numărul găinilor este același lucru cu jumătate din numărul iepurilor. Un sfert, nu? Deci un sfert este jumătate din numărul iepurilor. Un sfert din găini. Și am reprezentat printr-un segment numărul de găini, am împărțit în 4 și am găsit sfertul. Flavia, da? Iar zice, acest sfert înseamnă, de fapt, jumătate din numărul de iepuri. Adică, numărul total de iepuri ar însemna să pun două sferturi de la găini. Sfertul ăsta și sfertul ăsta și-am epuizat iepurii. Dar cu cele două sferturi, de fapt, am ajuns la jumătate din numărul de găini. Nu? Cele două sferturi, sferturi ăsta și ăsta, înseamnă jumătate din numărul de găini. Și acum am înțeles că în curte se află găini de două ori cât iepuri. De două ori. Uite, până aici iepuri și încă o dată iepuri. Și acum am reprezentat, după ce am înțeles că el ne-a oposit cu ideea asta, cu un sfert din numărul de găini egal cu jumătate din numărul iepurilor, ca să ne amețească, o dat formularea asta, că putea să spun așa. Numărul iepurilor egal cu jumătate din numărul găinilor. Numărul iepurilor e compus din două sferturi de la găini, dar cele două sferturi fac, de fapt, jumătate din numărul de găini. Deci putea să fie fost mai drăguț, să fie fost așa formularea. Nu cu un sfert din numărul, cu nu știu ce. Aflați voi câți iepuri și câte găini sunt, știind că numărul
iepurilor este jumătate din numărul găinilor. Sau numărul găinilor este de două ori mai mare decât numărul iepurilor. Dar el a făcut întortocheat în chestiunea asta ca să ne încurce pe noi. Repet. Iar acum problema o am redus așa. În curtea gospodarului sunt găini și iepuri. Știu că numărul găinilor este dublu decât numărul iepurilor. Da? Numărul găinilor este dublu decât numărul iepurilor. Și că totalul picioarelor este 400. Câte găini și câți iepuri sunt. Acum, aici suntem. Flavia, dacă s-a înțeles problema, dacă nu mă încerc, o repet încă o dată. Nu, am înțeles. Deci, sunt iepuri și găini acolo, găini mai multe, dublu decât numărul iepurilor, da, iepuri atât, găine dublu, și numărul picioarelor tuturor la un roc este cât? 400. Întrebarea este, găini și câți iepuri sunt? Păi, dacă un iepuri are 4 picioare și o găină are 2, am putea face 400, ca să aflăm, zic, așa, 400 împărțit la 4 sau 400 împărțit la 2. Și un gând. Da, la 2 sau la 4? Un pic. Ea zice 400 împărțit la 4, de parcă ar fi toate... Să facem într-un fel față ipoteză, să presupunem că sunt doar iepuri. Și atunci, 400 împărțit la 4, ar da cât? 100. Deci toți ar fi 100 la un loc iepuri. Și facem 100 împărțit la 2? Că zice că iepurii sunt mai mari decât cu 2? Iepurii sunt dublu, nu? Dublu, exact. Da. Dacă iepuri... Găine nu, e sunt... găine sunt dublu. Găine? Găine sunt dublu. Oh, găine sunt da. Dublu. Găine. Așa. Facem un graf. A, 100 ori. 100 ori 2 ar face 200 de găini. 200 de găini și 100 de iepuri. Și știi câte picioare ar da? 200 de găini și 100 de iepuri. Mai fac în total 400 de picioare? Nu mai fac 400 de picioare. Înseamnă că în suta aceea trebuie să ne încadrăm. Acolo să vedem noi cum jucăm. Da? Te rog, Daria, te rog. Domn profesor, eu m-am gândit. Dar nu mai faci cu introducerea asta. Ca să ai pierde timp. Domn profesor, eu m-am gândit. Cu domn profesor, stai de vorbă. Scurt. Facem așa. Am făcut 400 împărțit la 4, care mi-a dat 100, pentru că m-am gândit că transformăm totul în 4 picioare. Nu mai sunt 2 picioare, transformăm totul în 4 picioare. Și am făcut 100, care mi-a dat da. Tot împărțit la 4, pentru că m-am gândit, da, și mi-a dat 25 și m-am gândit, și... Sără, 100, am înțeles că azi, exact cum am mers și cu Flavia, și a închipuit că ar fi toate, toate capetele ar fi numai iepuri, și atunci am pățit la 4, ca să vadă de câte ori se cuprinde, și ar fi 100 de iepuri. Dar atenție! Sunt și găini. Pentru că, spune acolo, numărul găinilor e dublu decât dacă al iepurilor. Dacă totul în iepuri, adică... Acum am înțeles. Duceți raționamentul mai departe. A, atunci în acei 100 s-ar număra și găinile. Și... Am putea să facem 100 împărțit la 4. Eu am făcut 100 împărțit la 4. Am văzut, pentru că m-am gândit, pentru că am spus 100 împărțit la 4? Dar la 25. Ce-i cu 25? Ce sunt aia? Da, eu am spus că 100 împărțit la 4 ar fi acele două găini. Cele două găini. Două. Pentru că ne-am spus că două găini ar da 4 picioare, ar fi un iepure. Da, dar îți dă 100 împărțit la 4, fac 25. Dacă două găini fac un iepure. Zi, Flavia. Păi iepure ar fi găini împărțit la 2. Iepure ar fi găini, da. Găini împărțit la 2. Da, poți să zic că băbește? Da. Păi băbește, îmi place da. Foarte tare așa. După cum ar face, mi-am imaginat 400 de găini și iepuri, așa. Nu 400 de picioare. Da, 400 de picioare. Și văd 300 de găini, să zic 100 de iepuri. 300 de găini și 100 de iepuri. Flavia, când ai pronunțat cuvântul ăsta, ai imediat în minte. Cât ai zis? 300 de găini, 300 găini ori? Două picioare, fac 600 de picioare. Numai de la găină ai depășit. Atunci, o găină 150. Și 150. Ai înțeles că tu trebuie să ai control până în 400. Deci nu e posibil să te gândești la 300 de găini.
Deci ținem problema în mână tot timpul controlând chestia asta. E drept că numărul trebuie să fie dublu. Aici jucați. Mă interesează aici cum gândim. Copii, gândiți, două găini în iepure. S-ar putea să facem. Deci două găini în iepure, fratelor. Dacă o luăm pe Băbește, așa, am putea să... Păi, dar am mai vorbit, te rog tare mult. Du-ți la celălalt, în timp ce gândești, vorbești. În timp ce gândești, dacă vorbești, fiecare gând al tău le exprimi. Nu ai cum să duci până la capăt. Stai un pic și analizează. Fă așa, într-un dialog cu tine însuți. În interior, așa. Păi m-am gândit și apoi am crezut că e greșit și o spun atât. Darian. Deci, insist. Încearcă o chestie. Tu ești specialist. Cassandra. La o chestie de plesneală. Ok. Bă, o peste plesneală. Dă un număr de găini, iată cum o dat aici, și iepuri la jumătate, nu? Sau invers, dă un număr de iepuri. Fă așa. Și găini dublu. Și găini dublu. Și venim la picioare să jucăm acolo. 100 de iepuri și 200 de găini. 100 de iepuri și 200 de găini. 100 de iepuri fac deodată 400 de picioare. Da. 150. Da, nu sunt. Deci dă un număr de iepuri. Dă-ți așa un număr, vedeți să-mi pur. 150, da. Dar de ce 100 și? Când a zis 100 și, ori 4, deja ați depășit numărul picioarelor. Deci sub 100 de iepuri. 50 de iepuri. Merg cu 50 de iepuri. Bun. 50 iepuri. Putem să facem 50 împărțit la 2. Da. Nu, și găinile sunt dublu. Dublu. Sunt obligați. Deci sunt obligați să iau la găini 100, da? 100, dar obligat. Hai să vedem, 100 de găini, două deci, picioare. 100 ori 2. 200. 100 ori 2 egal cu 200. Și 50 ori 4? 50 ori 4. Când erau, iau 4 picioare. 200. Și 200 plus 200? 4. Păi ori 2 fata mea, 50 ori 2, 100. Eu cream că 50 ori 2, nu cream că 50 ori 4. Păi da, dar iepurii dacă... Dar iepurii câte picioare au? 4. 4, asta e. Deci formidabil, deodată să mă duc la 400, nu mi-am întrebat. Dar cum aflăm matematică? Asta e. Dar am putea prin segmente, să zic. Tu, aici vreau să ajung. Deci este spectaculos. E interesant modul în care gândim aici. Cum așez 50 la plesneală? Cam înțeles un pic. Trebuie să iau numărul de iepuri. Trebuie să fie mai puțin decât găini. Și dacă am luat iepuri atât, neapărat găini dublu. Dacă am luat un număr, v-ați dus voi pe 50, nu știu de ce. După ce dădea 100 și găini... 300. Da? Am coborât deodată la 50, pentru că a sesizat un lucru. Că 100 ori 4 fac 400. Da? Deci dacă ar fi fost toți iepuri cu 4 mulțit acolo, făcea 400. De aceea ar trebui să scădem mai numărul de iepuri mai mic. Sub 100. Sub 100. Și fiindcă numărul de găini este dublu, dacă luăm 80, hai să luăm 80. Să spunem că nu așa deodată, făcând bafta asta care ați avut-o voi de v-ați dus pe soluție, pe ghicite un pic. Până când, cum spuneți. Deci dacă ați fi luat iepuri. 80. Iepuri egal 80. Și găini, cât trebuie să luați obligatoriu? Găini? 80 ori 2. 80 ori 2, 160. Dar deja am dat peste 4. Gata, simți. 160 ori 2. Fac 320 de picioare. 8 ori 4, 30. Sar picioarele. Imediat simți că trebuie să cobor numărul de iepuri. Asta, da? Îl coborâm. Și atunci ce facem? Vreți să faceți ori 4, 80 ori 4 un pic? Acolo. 80 ori 4. Și scrie 320 320. Și 320. 320. Observați ceva, copii. Ia uitați. Oricâți iepuri am luat, în luăm dublu din numărul găinilor, dau același număr de picioare. Uitați, 50 de iepuri, 200 de picioare. 100 de găini, 200 de picioare. Eu asta am sesizat. Ia uite ce observe.
Deci, dacă plecăm cu număr de iepuri, cum am zis noi, 80. Și dublăm numărul găinilor. Și dublăm. Obligator trebuie să-l dublăm, că asta a fost relația. Când înmulțim cu 4 la iepuri, ne dă 320 de picioare. Când înmulțim cu 2, la găini, tot 320. Asta este spectaculos, că raportul acesta între iepuri și găini, găinile fiind dublu decât iepuri, ne conduc de fiecare dată, iepurile însă având avantajul că are 4 picioare, dublu decât la iepuri, totdeauna se va întâmpla că numărul picioarelor va fi același. Mergem pe alt număr. Dați-mi un alt număr. Nu. Aici este momentul care o pierdem. Nu. 40. Iepuri 40. Iri egal cu 40. Și găini egal cât dacă iepuri 40? Am zis dublu, nu? 80. Hai să vedem câte picioare. 80. 40 ori 4. 4. Egal cu 160. 160. 80 ori 2. Deci numărul picioarelor este tot timpul, egal. Tot timpul. Numărul de picioare este egal. Numărul picioare care provin de la găini. Deci 80 părțile. Deci numărul de picioare care provin în curte, datorită raportului acela care există între găini și iepuri, numărul picioarelor de la găini va fi tot timpul egal cu numărul picioarelor de la iepuri. Păi și cum știm că 400 sunt în total și dacă numărul picioarelor este egal de... Trebuie să fie 200 și 200. M-am gândit ceva acolo la 50. Trebuie mereu să fie 200 și 200. Adică să-l împărțim la 200. Deci vezi? Și aici s-a observat. 50 ori 4 fac 200 și 100 ori 2 fac 200. În final, numărul picioarelor tot timpul, care, numărul picioarelor care provin de la iepuri, va fi același cu numărul picioarelor care provin de la găini. Deci acel 400 trebuia să-l împărțiți la 2 copii. Da, și doi, că v-am spus, 2 găini, un iepure. 2 găini, da, un iepure. Putem să reprezentăm, cum ne-a dat 200, putem să reprezentăm prin segmente. Adică prin segmentul acela unde a zis dumneavoastră, acolo, da, sus, acolo. La găini punem 100. Adică un segment e 100. Deci la găini așa. Astea sunt găinile. Și din ce am înțeles, iepurile sunt la jumătate. Ca să ne înțelegem ca număr, da? Bine. Păi da, ca... și găinile 100. Da. Și iepurii 50. E corect? Cum ați spus. Da. Aia s-a gândit, da, altfel. Știu. Dar nu cred că știu cum am putea să rezolvăm asta matematică. Să facem 400 împărțit la 2 care ne dă 200, 200 împărțit la 2 care ne dă 100 și aflăm numărul găinilor și facem 200 împărțit la 4 care ne dă 50. Da, dar simplele relații acestea scrise una unul sub altul nu transmis un mesaj Cassandra de înțelegerea problemei. Și nici profesorul care corectează, nu înțelege nimic. Exact. Deci eu acum insist pe partea aceea care înseamnă scânteia. Dacă vrei, am mai vorbit. Că atunci când intrăm într-o problemă, suntem ca în situația aceea, exact ca în situația aceea când intrăm într-o cameră pe întuneric, nu? Și umblăm pe întrerupător. Eu vreau întrerupătorul acum. Fetelor, vreau întrerupătorul, adică ca să aprindă lumina. Să transmite mesajul. Și pentru asta mai insist. Iată. Aici se aprinde, dacă sunteți atenți. Deci, presupunem că numărul iepurilor ar fi 80. Ori 4 ar trebui să facă 320 de picioare. 320 de picioare îmi dă libertatea. Mai am picioare până la 400, da? Însă problema în felul în care e formulată, zice, numărul găinilor este dublu. Dacă este dublu, 80 ori 2 fac 160 și eu trebuie să plec, când am zis 80 de găini, repede 160 de, 80 de iepuri, repede să iau 160 de găini, da? Făcând calcul la picioare, observăm 320. Deci într-un caz și în celălalt numărul picioarelor este același pentru că două găini fac cât un iepure, da? Și atunci la numărul picioare este egal. Mi-a insist încă o dată. Fac mai multe încercări. Flavia trebuie să mă ajuți, Cassandra trebuie să mă ajuți. Daria trebuie să mă ajut să înțelegeți.
care este fenomenul acela de împărțire al lui 400 la 2? Acolo este tot jocul. Da? Pentru că sunt două tipuri de animale. Sunt două tipuri, dar contribuția fiecărui animal este într-o proporție foarte precisă. Adică iepurile vine cu două picioare, iar găina vine cu două. Adică jumătate de iepure e o găină. Jumătate de iepure e o găină sau două găini? Un iepure. Un iepure. Hai să privim așa. Când le adunăm așa, e un iepure. Așa. Două găini înseamnă un iepure. Următorul iepure din curte va oferi patru picioare, iar alte două găini, tot același, câte două și câte două, iar va oferi același număr de picioare. Da? Deci, echipa care trebuie să o văd, un iepure două găini, un iepure, două găini. Și de aceea, numărul de total de picioare pe care îl oferă, numărul total care îl oferă iepurii, este un număr exact egal un număr de picioare pe care îl oferă găinile. Ca număr de picioare, fetele. Ca număr de picioare. Și dacă da? E egal. Ca număr de picioare e egal. Ce înseamnă asta? Ce vă spune vouă asta? Nu ne cere ca număr de animale. Ne cere ca păi da, da, după aceea aflăm. Păi așa ne dă nouă. Așa ne dă nouă în problemă. Picioarele ne oferă autorul. Nu ne spune numărul de animale tot azi. El ne spune de la picioare plecați voi. Dar dacă e egal numărul de picioare, ce trebuie să facem? Ce operație? Să fac 400. La doi, că numărul de picioare care îl dau iepuri, e egal cu numărul de picioare care îl dau păsările. Din cauza asta împărțim la doi, nu pentru că-s două picioare de găini. Atenție multă! Împărțim la doi pentru că... Bă, pe partea asta sunt iepuri. Și acolo-s găini. Pe partea asta sunt găinile. Găinile sunt dublu. Închipuiți-vă că pe fiecare masă, pe masa asta stă un singur iepure. Acolo da, două găini. Aici două găini. Ca să fie egal numărul de picioare, fetelor. Nu prea înțelegi? Da, am înțeles. Că două găini egal cu un iepure. Că trebuie să fie numărul picioarelor, da? Și acum picioarele. Patru egal cu patru. Nu? Da, exact asta. Patru picioare la iepure înseamnă patru picioare la cele două găini. Și fiind asta situația, înseamnă că numărul total de picioare care provine de la iepuri egal cu numărul total de picioare care vine de la găinile acelea, câte două. Câte două la un iepure, ca să ne dea tot patru. Da, câte două la un iepure. Înseamnă că, din motivul ăsta, împărțim pe 400 la 2 și ne aruncă deodată spre numărul de picioare de la iepuri, și care sunt 200, și din cu aceea cele 200 le sunt toate găinile, toate picioarele de la găini. Și acum, ce facem cu 200? Văd cât iepuri sunt aici, pe cele 200 de picioare. Le împar la cât? La câte picioare are iepure? La 4. La 4. Și 200 împărțit la 4 fac 50. 50 de iepuri. 50. Și pe alea 200 de picioare le împărțim la câte picioare are găina? La 2. La 100 de găini. Aici am dorit să ajung 100 de găini. Ca să vedem bine raționamentul. Am zis corect. Păi da, dar nu te ghicit. Da, a fost ghicit. Casandra. Aici am zis că am vorbit la plesneală. Așa. S-a zis așa, cu 200, nu știu, 400. Da, ca să am vrut așa, da, acum vă zicem cum se face. Noi am făcut efortul acela, destul de important, zic eu, pentru a vă atrage atenția că numărul picioarelor care provin de la iepuri, de la coloana iepurilor, egal cu numărul picioarelor care provin la coloana găinilor. Pentru că în problemă ni se spune că raportul este așa, dublu de numărul de găini este dublu decât numărul de iepuri. Pentru că... Nu degeaba. O găină are două picioare. Deci autorul vine acolo cu ideea asta de dublu, pentru că el are în minte faptul că în final numărul de picioare de la iepuri va fi același cu numărul de picioare de la găini. Numai așa, dacă gândim, înțelegem de ce împărțim pe 400 la 2. 400 împărțit la 2 ca să vedem că avem de a face cu același număr de picioare care provin de la iepuri,
egal cu numărul de picioare care provin de la găini. Aia ne zice că sunt duble găinile, ca și număr. Sigur că ceea ce înseamnă dublând numărul lor, dat fiind faptul că ele au cu 2 mai puțin decât numărul picioarelor, că așa m-am amplificat și am simplificat cu 2. Exact. Deci de aceea ajungem acolo foarte repede. A fost șmecherul cu autorul, domn profesor. El s-a gândit deodată la 100 de găini și 50 de iepuri. Sigur. Și s-a gândit, cum să complic eu problema asta? El a plecat în practică, luând deja, plecând așa. Da. Într-o fermă sunt 100 de găini și 50 de iepuri. 50, 4, 200. Iau, zice, 100 de găini dublu, ca să fac tot 200. Ia să le și acum îți gând total, sunt 400 de picioare. Și zice, ia afară voi câte găini și câți iepuri sunt? Da. Da, toată treaba asta, și avem și în sprijin ideea că ne spune numărul găinilor este dublu decât numărul iepurilor, când mi-e dă chestia asta. Sigur că da, dacă nu ne dădeam, nu puteam, domnul profesor. Dar ne-o dă ascunsă. Sigur. Deci un sfert din numărul găinilor face cât jumătate din numărul iepurilor. Deci nu joacă aici ca să nu ne spună adevărul. Deodată. Și dacă ne l-ar fi spus, sigur ne-ar fi ușurat munca. Dar problema rămânea totuși frumoasă în continuare. Că aveam al doilea hop, acela de siza că numărul de picioare provin la iepuri, egal cu numărul de picioare care provin la găini. Deci, dragilor, voi care ne veți privi la problema așa, noi n-am început să scrie nimic. Deocamdată suntem în stare de discuție. De discuție. De șoc. De șoc. De șoc în sensul... De satisfacție mai degrabă, că am dezlușit, am descifrat problema asta. Ce-a avut autorul, ce-a fost în capul lui când a gândit-o? Deci începem să ne ducem spre el, să pătrundem în lumea aceea a gândurilor lui. Cred că a gândit-o prea intens. A gândit-o prea intens? Da, a gândit-o într-o perioadă mai atentă așa și a făcut o problemă frumoasă. Deci noi spunem, merită toată atenția pe care trebuie să o acordăm. Problema acestea, că ne-a dat și dat satisfacție, bucurie suficientă, dar vreau mai mult. Eu aș vrea să reușesc pe baza astea, după ce am să o înțeleg bine, o redactăm tot, o să-mi compune și o altă problemă. Corect. Deci abia când mă declar satisfăcut, mulțumit, abia după ce am pătruns în lumea gândurilor lui, l-am dezbrăcat de ideile ascunse, foarte tare. L-am dezbrăcat de ideile ascunse, le-am ghicit, le-am pipăit și de acum îmi spun, pot să fac și eu o altă problemă. Așa fac propunătoare de probleme. Deci în clipa asta vă transmit un lucru pe care l-am mai spus și altă dată, dar acum îl spun și mai apăsat. Cei care propun probleme nu sunt niște oameni extraterestri, nu sunt marțieni. Sunt oameni obișnuiți. Dar ei fac acest joc foarte atent de a ajunge în mintea altuia, că se preiau lucrurile, nu pe uscat. Nu oprim pe stradă pe cineva și spune că punem o problemă. Nu, o face cine? Cine a făcut antrenament în direcția asta. Deci cine a învățat cum anume se procedează, cum se pătrunde în mintea unui autor de probleme, prinde idei de lui și pe urmă le valorifică, le trece prin morișca minții lui. Și la rândul ei compune și dă drumul la altă problemă. Asta e latura pe care eu vreau să o cultiv. Prof. Online asta se străduie să facă. Nu se străduie numai să fac o problemă, la problemele scădem, înmulțim și îngrăpățim, ci vreau să vă conduc spre partea nevăzută, lumea aceasta minifică. Știți cum? Pentru mine, am așa de multe ori sentimentul când mă aflu în astfel de poziție că sunt într-un mediu, cum te duci, un peisaj superb. Ați fost bine excursie cu părinții. V-ați minunat când ați ajuns într-o zonă de aceea în care ochiul vostru a fost mulțumit și v-ați simțit nemaipomenit. Ce minunat este aici! Exact cum se zice, nu? Și știți bine, acolo la schimbarea la față, eu mă duc tot aici, îmi place foarte mult partea asta de religie. La schimbarea la față, când Hristos urcă pe Tabor,
era Sfântul Ioan acolo și cu cel mai apropiat ucenic al său și cu cine, nu știu dacă cumva Pietru, nu mi-amintesc, și spune, văzând lumina dumnezeiască și văzând lucrul acela superb, zice, nu mai plecăm de aici. Ce bine ne e nou, ce bine ne e nou aici. Hai să facem două colibe și împreună cu Moise și cu nu știu ce credeau ei acolo, că vor putea să rămână cu Ilie, să rămânem aici. Definitiv. Așa și eu spun. Când pătrundem în lumea asta, a gândurilor frumoase și putem compune noi la rândul nostru, suntem într-o stare de extaz, de bine, de bucurie, de plăcere. Și acum să mă întorc în problemă, că am vorbit prea mult. Să reluăm problema. Deci vreau să, Casandra, să mă ajuți și Daria și Flavia să mă ajutați să vedem punctele tari de până acum în raționament. Unde au fost punctele sensibile? Eu am zis că două sunt punctele tari, finuțe, care ne-au permis nouă să rupem problema. Că două găini, un iepure. Așa, foarte și bine. Și al doilea, că fiecare... Chitcon, ne-au dat el cu sfertul, cu nu știu ce, când ne-au amețit acolo. Dar noi am înțeles că două găini... Numărul este așa. Numărul găinilor este dublu decât numărul. Da, da, de cât e părere, o să și... termin să punctez. Asta spuneam când de la data. Și am spus... Și asta a fost, deci, o primă. Orice număr am înmulțit cu 4 și cu 2, va fi pe același număr. La... Orice număr? Orice număr. Nu. Orice... Vrei să sensizezi ceva frumos? Să nu mă știu cum ați spus dumneavoastră. Alo. Bă, sunt tot o lecție, sunt la, pe Prof. Online TV, sunt în direct acum, nu am cum să vorbesc, iartă-mă. Da, bine, mai par. Al doilea moment foarte tare a fost acela că păstrând proporția cu număr de iepuri luat, la întâmplare, nu chiar foarte mare numărul, că ați încercat peste 100 și ne ducea foarte, foarte mult, luând, așa cum vedeți aici, 80, obligatoriu că intre să luăm 160. De ce obligatoriu? Deci pentru că e dublu. Problema îi spune dublu. Și mulțind 80 ori 4, 160 ori 2, sare destul de mult. Dar observația este spectaculoasă. Că numărul de picioare... Dacă deja ne-a dat mai multe găini, o să ne dăm mai mult și iepuri. Dacă am număr de picioare? Da. Dacă am număr de picioare, nu. Ca număr de picioare normal, ca să egal, tot timpul. Asta a fost observația. Păi, normal, dacă ghicim, să ghicim care este numărul care să ne dea 100. Bun. Mergând pe spațiul ăsta, pe inițiativa de început, că așa se întâmplă, de ghicire, plecând cu 80 de iepuri, obligatoriu trebuia să luăm găini 160 fetelor, că tot asta insist eu să vă anunț. Dublu. Că dublu este. Și zice problema, după ce ne-o spus din informația aceea, cu un sfert, cu jumătatea, înseamnă de fapt că numărul găinilor este dublu numărului iepurilor. Urmărește, Daria, de ce te lași pradă nerăbdării? Să știi că performanța se realizează dacă ai răbdare, să urmărești în fiecare clipă ceva transmit eu. Deci eu care mă aflu acum în fața ta, transmit ceva. Iar tu, în loc să-ți manifeste așa, să stare de nerăbdare, să zic, dacă nu altfel, nu faci decât să stai deoparte de tot ce transmit eu. Iartă-mă că spun. Dar înțelege, urmărește-mă, supărarea mea vine de aici. Eu sesizând că nu vă e clar faptul că tot timpul numărul de picioare este același pentru situațiile care le luăm în particular, insist pe chestia asta. Că n-am niciun motiv să împart pe unul pe 400 la 2, dacă nu vă clarific aici problema. Și atunci am spus așa. Un prim caz, hai să zicem cazul întâi,
și vă rog să redactați așa. Mergem ușor, ușor. Am atâta bucurie să vă spun, dacă reușesc problema asta să o fac înțeles, mie nu mai trebuie nimic astăzi. Am cea mai mare stare de bine care o pot. Că deocamdată nu e clară problema. Și se întâmplă ca să plecați de aici, dacă nu vreți să aveți răbdare, cu nimic. Că la matematică nu se poate copii pe ghicite, că am ghicit numărul și gata, ne-am culcat. Este o primă tentativă. Da? Hai, dar atentă. Deodată, cum ne-am dus aici pe 40 cu 100, 50 cu 100 nu-i soluția asta. Da. Bun. Și mai avem și punctul B după aia. Da, da, da. Hai să te rog. Asta vrem. Da. Păi uite care e punctul B. Vin de 30 de capete, cu 10 lei o găină și 12